În plină pandemie, o tânără antreprenoare a găsit soluția de a-și deschide propria afacere, în timp ce multe altele sunt în faliment. Andreea Ciobanu este din Craiova și, odată ajunsă în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a decis că dorește să-și deschidă cafeneaua preferată mai aproape de noul domiciliu. Așa, mare la 15 cu 3 șaturi de cafea, mediu la 10 cu 2 sau așa la 5 cu un singur șat. Mediu? Da. Cafeneaua Five to Go se regăsește și în Drobeta Turnu-Severin. Andreea Ciobanu a decis să deschidă acest loc fiind o iubitoare a brandului. Deși suntem în plină pandemie, tânăra ne povestește că această franciză a fost cea mai vândută în ultima perioadă și nu s-a temut că va da greș. Pe perioada pandemiei, Five to Go a fost cea mai vândută franciză din România. În Drobeta Turnu-Severin a ajuns la inițiativa mea. Eu, mutându-mă aici în urmă cu 2 luni, am constatat că nu este nicio cafenea în oraș. Vin din Craiova, ultimii ani mi-am petrecut acolo. Fiind studentă lângă universitate, aveam un Five to Go zilnic la cafenea. Am considerat că e necesar să aducem unul și în Severin. Am contactat persoanele de la franciză. Am semnat contractul și astăzi este deschiderea oficială a cafenelei. Severinenii au primit vestea că Five to Go se va deschide și la noi în oraș cu mult drag și nerăbdare. Încă de la prima oră oamenii s-au așezat la coadă pentru a-și cumpăra cafeaua preferată. Cu dragă inimă spun că tinerii din Severin plecați în Timișoara, București, alte orașe din țară să studieze, bând cafea acolo, ne-au scris și ne-au spus: vai, ce frumos, a venit și într-o beta, abia aștept să vin acasă. Am avut părinți până la această oră care au venit și ne-au spus: fiica mea din Cluj-Napoca m-a trimis să-mi iau cafea de la dumneavoastră, i-a și spus ce cafea, cu ce aromă și așa mai departe. Deși nu am avut suficient timp să facem promovare sau să înțeleagă oamenii exact conceptul și unde este locația, totuși am avut destul de multe persoane în această dimineață. La nivel național, Five to Go este pe primul loc în preferințele românilor de toate vârstele. În municipiul Drobeta Turnu-Severin, iubitorii acestui brand pot găsi cafeaua preferată în cartierul Crihala.